Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Mă-nchin în fața tronului sfânt, mă-nchin în fața tronului sfânt. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Cu Tine în slavă curând voi fi, cu Tine în slavă curând voi fi. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Cu sfinții în ceruri îți vom cânta, cu sfinții în ceruri îți vom cânta. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Mărire ție, aleluia, mărire ție, aleluia. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Să ne ridicăm la citirea cuvântului lui Dumnezeu. În această seară, pentru sufletele noastre, să luăm cuvântul Domnului din Epistola lui Iacov, capitolul 1. Pentru prima parte a timpului de rugăciune vom citi primele 21 de versete. Epistola lui Iacov în Biblie la pagina 1187. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate! Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele, dintr-o stare de jos, să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii.
Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișerii ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârga făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grapnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândeță cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Amin. Venim înaintea Domnului în rugăciuni, ne închinăm Domnului cu mulțumire, cu recunoștință, cu rugăciuni de mijlocire și cerere, așa cum Duhul Sfânt ne îndeamnă și ne călăuzește pe fiecare dintre noi. Continuăm să o aducem în rugăciune pe sora Ileana, care încă este la spital, este încă refacere, încă e la fizioterapie. Speranța și credința noastră este că săptămâna viitoare va fi lăsată acasă și dorim să aibă o refacere și un progres deplin, ne rugăm pentru aceasta. Nu uităm să-l avem în rugăciune și pe fratele Relu Mărgean, fratele nostru Doru Mărgean, ca Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea un har special în problema de sănătate prin care trece. Și apoi orice alte nevoi pe care le cunoaștem sau nu le cunoaștem cu toții, numai unii, fratele Vasile și sora Nabaia, ne rugăm pentru ei, sora Cati Vlad, fratele sorei Mariana, Nelu, și cerem ca Dumnezeu să dea un har special tuturor acelor care au nevoi speciale. Ne închinăm Domnului la început cu frații, ne închinăm cu partea fraților începând din față. Cântarea de la numărul 760 din Cântările Evangheliei. 760 Cântările Evangheliei. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne e calea, cât timp vom asculta cu noi, va rămâne și cu toți cei ce fac voia sa. Ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne calia, cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Să ne ascultăm de Domnul și-om fi vesel în Iisus, răspândind cuvântul. Când ori se ridică calea ne-ntunecă, El cu oasa față se frica și durerea și nemângâierea ne ia și calea luminează.
să ne încredem, să ascultăm de Domnul și om fi veseli în Iisus, răspândim cuvântul. A plătit Domnului pentru iubirea Lui, noi nici când pe deplin nu putem, până pe-al Său altar nu ne dăm Lui ca dar, și-ntru toate-n El să ne-ncredem, să ne-ncredem, să ascultăm de Domnul și-om fi veseli în Iisus, răspândim cuvântul. Atunci cu iubire la-le lui picioare noi privim din fața lui vom sta și vom putea face tot ce ne va zice, dacă-n toate îl vom asculta. Să ne încredem, să ascultăm de Domnul și-om fi veseli în Iisus, răspândim cuvântul. Ne ridicăm și continuăm să citim cuvântul Domnului, Iacov, capitolul 1, de la versetul 22 până la sfârșitul capitolului, la versetul 27. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Ne închinăm Domnului cu surorile, începând din față. Cântarea de la numărul 195 din Cântările Evangheliei. 195, cântăm primele două strofe. Primele două strofe. Lui mă voi încredința, niciun rău nu va strica și de credința mică, doar Iisus mi-e în inimă. Cântările Evangheliei. Yeah.
Am citit în această seară pentru folosul sufletelor noastre și pentru viața noastră capitolul 1 din epistola lui Iacov. O epistolă cunoscută fiecăruia dintre noi, doar 4 capitole, una din cărțile scurte ale Bibliei și în același timp o carte de practică creștină. Nu atât de mult de doctrină, cât de trăire a doctrinei. Sigur că este o învățătură în orice carte, dar dacă ar fi să zicem care e învățătura lui Iacov, pe scurt, învățătura care o avem de la Iacov este cum să trăim învățătura. Cum să trăim învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Faptul că știm, faptul că își cunoaștem, că avem cunoștință, nu suntem ignoranți, e un lucru bun. E ceva special și o mare binecuvântare. Nu-i puțin lucru să știi voia stăpânului. Dumnezeu este stăpânul suprem. Dar Scriptura mai spune că orice rob care știe voia stăpânului și n-o face, nu se găsește într-o situație prea bună. Câteodată cunoștința tinde să ne îngânfe, să ne facă să ne mândrim un pic, să umflăm un pic pieptul, să ne capul. Păi noi știm ce alții nu știu. Noi nu mai suntem în întuneric. Dar se vede că nu mai suntem în întuneric. Trăim ca fii ai luminii în toate aspectele, în toate detaliile. Epistola lui Iacov este în excelență o epistolă a practicii, a trăirii și a aplicării învățăturii. Capitolul care l-am citit cuprinde câteva teme majore foarte importante, uneori am predicat din ele, alți frați au mai vorbit, de fiecare dată când citesc din Iacov sau mi-amintesc din Iacov, rămân fascinat de ceea ce el ne spune, sau Duhul Sfânt mai degrabă ne spune prin el, cu privire la încercări și cu privire la ispite. Viața e plină de încercări. Grijuri vin, vezi de zi. Și așa de ușor tindem să ne pierdem echilibru în încercări. Și încercările acestea nu sunt neapărat doar încercări, cum au avut primii creștini sau cum au frații noștri în anumite părți ale lumii, unde sunt prigoniți pentru credința lor și unde chiar viața lor este în pericol din cauza credinței și a mărturiei Domnului Iisus Hristos. Sunt încercări de tot felul, mai mari, mai mici. Sunt încercări în trupul nostru, în sufletul nostru, în viața de fiecare zi, în viața de familie sau la servici. Avem parte de încercări. Rar se întâmplă să ne bucurăm nu de încercări, măcar în încercări. Nu să ne bucurăm că a mai venit o încercare peste noi sau un test, dar în încercarea care a venit să avem seninătate, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări.
Nu ne trece Dumnezeu prin niciun test, prin nicio încercare, prin niciun examen fără niciun scop. Prin aceste încercări lucrează în noi un caracter după voia Lui, un caracter pentru împărăția cerurilor. Dacă privim în urmă la viața noastră, toate încercările de care am avut parte, toate greutățile de care am avut parte, au lucrat și au făcut din noi ceea ce, ce suntem. Dacă am fi trăit ca într-o seră sau ca într-un incubator, am fi fost altfel. Mai molate, mai soft, mai știu eu cum am fi fost, dar am fi fost altfel. Tot ce a venit peste noi în timpul vieții până acum, toate cele prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem sau să vină peste noi, au făcut din noi ceea ce, ce suntem. Se spune că cineva l-a vizitat pe Michelangelo și a văzut că maestrul sculptor cumpărase un bloc mare de marmură care era în curte la el, l-adusese oamenii cu o platformă și îl descărcase, îl basculase acolo și l-a întrebat pe vizitatorul, l-a întrebat pe mare sculptor, ce plan ai să faci cu blocul ăsta de marmură, era foarte mare, masiv și neregulat așa, într-un ros. Și el a spus, vreau să sculptez un înger. Vreau să fac să iasă din el un înger, la care prietenul lui a spus, știi ceva, nu prea văd eu îngerul din piatra asta de marmură, așa de sălbatică. Iar maestru a replicat, ei vezi, asta e problema ta, îngerul e acolo, eu îl văd. Trebuie numai ca de mâine să mă apuc cu delta și ciocanul și să dau deoparte tot ce nu seamănă înger. Și când tot ce nu este înger din blocul ăsta de marmură va fi dat la o parte, va rămâne îngerul care e acolo. De multe ori spunem noi că nimeni nu e înger. Hai frate, că nu, nici mătale înger. Nu putem fi chiar îngeri. Nu, pentru că încă mai sunt foarte multe lucruri de dat la o parte. Și dalta Domnului și cioplirea Lui prin aceste încercări, până la urmă asta face. Ca să scoate din noi ceea ce El vrea să fim. Ceea ce în planul Lui, ceea ce în designul Lui, în proiectul Lui trebuie să fim. E foarte fascinantă învățătura și, dacă vreți, paralela sau conflictul între, contrastul între ispită și încercare. Și diferența și cum identifici, toate le deosebești pe una de alta, cum identifici că treci printr-o încercare sau treci printr-o ispită. Și au fost ocazii când am predicat și poate chiar la studiu biblic de-a lungul anilor am avut, deosebirea este esențială în originea lor, încercarea vine de la Dumnezeu. Ispita nu vine niciodată de la Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, ispita vine de la diavolul sau vine din gândurile noastre, din poftele noastre. Scopul încercării este un scop pozitiv. Dumnezeu ne încearcă ca să ne dea o binecuvântare, diavolul ar vrea să ne ia ceva, să pierdem ceva, să pierdem ceva prin ispită. Câteodată diferența e foarte fină între încercare și ispită și te uiți când cineva îți apasă butoanele și zici, măi, tu ce vrei, să mă încerci sau să mă ispitești? E fascinant aceste teme majore. Apoi, de fiecare dată, tematica aceasta a înțelepciunii. Știți că înțelepciunea nu e ceva ce pică din cer, pică așa de sus. La unele a picat în curte, în inimă, multă înțelepciune. Nu, vine de sus, dar nu pică de sus. Dacă vrei să vină de sus la tine sau la mine, trebuie să o ceri, să o dorești. Ploaia vine și dacă nu o ceri, o cer altul și vine și peste bun și peste răi și soarele răsare și peste bun și peste răi, dar înțelepciunea nu vine numai peste aia care o cer. Și la aia care o cer. Și aici nu e vorba așa de o înțelepciune în sensul deșteptăciunii, ci de înțelepciunea trăirii unei vieți după voia lui Dumnezeu. Adevărata înțelepciune, Iacov ne arată foarte clar că se legitimează prin trăire. Poți să fii cel mai smart, cel mai mare de minte, cel mai deștept, cel mai savant sau cel mai geniu. Poți să fii. Și totuși să nu fii înțelept.
să nu trăiești o viață cu înțelepciune. Felul în care cineva trăiește viața spune dacă el este înțelept sau nu. Cine dintre voi, se spune la Iacov 3 cu 13, cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Noi am crede că priceperea și înțelepciunea se arată prin faptul că știu eu ce nu știe multă lume. Nu. Poți să știi ce nu știu alții. Și totuși să nu fii socotit după cuvântul lui Dumnezeu între înțelept și înțelept. Cine este înțelept să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Iată deci două feluri de înțelepciune. O înțelepciune care e lumească sau chiar drăcească, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Dar înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, produce o trăire în curățenie, în sfințenie, apoi este pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Și n-am putea epuiza niciuna din aceste teme, doar le-am menționat în această seară, sunt așa de bogate, sunt așa de ample. Așa, o foarte scurtă meditație din versetele 19 până la 21. Sunt trei versete care aduc ceva foarte important, dar parcă oarecum nu de magnitudinea temelor pe care le-am anunțat deja, deși importanța este aceeași. În primul rând vă rog să vă uitați la versetul 19 împreună cu mine, pentru că parcă Iacov vrea să-și dezamăgească ascultătorii. Fiecare predicator vrea să fie interesant. Noi știm că oamenii când ascultă ori o lecție, ori o predică, ea ar vrea ceva nou. Sau dacă nu-i nou, măcar dintr-o perspectivă nouă. Asta am mai auzit. Tot despre pocăință sau tot despre credință. Știți că atenienii se părea că nu-și petreceau vremea decât să audă ceva nou. Noutățile tind să ne acapareze. Deci când vine cineva sau te duci undeva unde n-ai mai predicat, dacă predici la fel de bine ca și acasă sau la fel de slăbus ca și acasă, de obicei e mai bine, că I don't know, e nou. Ești nou pentru aia, cel care vine nou pentru cei de acasă și de obicei noutatea stimulează atenția noastră și ne capacitează. Și parcă Iacov vrea să-și dezamăgească ascultătorul și zice, n-am să vă spun ceva nou. În aceste versete. Nu vă scriu ce nu știți. Nu vă dau informații noi. Știți bine lucrul acesta. Nu numai că îl știți, dar îl știți bine. Bă, frate Iacob, pastore, predicatore, dacă îl știm bine, după ce nu mai predici? Faptul că știm ceva e o treaptă înaltă. Dar dacă nu și trăim ce știm, nu aplicăm ce știm, sau din 10 cazuri, numai în 3 aplicăm ce știm, deși știm în toate 10, să nu ne lăsăm ispiti, să nu ne mâniem, să nu ne tulburăm, să nu ne... Știm că nu-i bine. Și de câte ori n-am zis, am știut că nu a fost bine. Cineva ți-a spus o vorbă urâtă și... Pe moment i-ai spus-o la loc și la urmă ți-a părut rău și ai zis, am știut că trebuia să pun o frână limbii și gurii, da? E una să știm la nivel cognitiv, la nivel teoretic, știți și știți bine lucrul acesta și e cu totul altă treaptă, mult mai înaltă și ia mult mai multă vreme ca ceea ce știm să devină felul nostru de viață. Știți când am început să conducem mașina prima dată după școală de șofer, după ce l-am permisul, știam că trebuie să semnalizăm. Dar de atâtea ori uitam.
De-aia uitam. A trecut o vreme ca să ne obișnuim să aplicăm ce știm în orice situație. La început, când am învățat să conducem mașina, ni s-a spus să avem o conduită preventivă, să prevenim orice situație. Am prevenit-o întotdeauna? Nu. E un lucru să știi și altceva să aplici ceea ce știi în 100%, să zicem așa. Știți bine lucrul acesta, preoviții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, grabnic, rapid, să fie cu viteză la ascultare. Și aici, când e vorba de ascultare, dacă citim tot contextul, cuvântul sau verbul ascultare, două înțelesuri majore. Noi adeseori facem sublinierea și foarte binevenită și necesară. A asculta nu înseamnă a auzi. Poți să auzi și să n-asculți. Mă amintesc că eram la școala generală, după pauza mare, care era de 20 de minute, prin luna mai ne-am jucat afară și încă am ajuns târziu la clasă, la istorie, la directorul preda istorie și ne-a muștruluit pentru că n-am venit la timp când a stat clopoțelul. În fine, după ce s-a apucat de lecție, el a vorbit și noi am stat toți așa cu ochii la el, că altfel mai ne-a aplicat și câte un linear în palmă. Și la urmă de tot mi-a spus ceva care n-am, nu uit până în ziua de astăzi, pentru că a fost așa de adevărat și m-a șocat. Și a zis, băi Levi, tu jumătate de oră te-ai gândit cum te-ai jucat în pauză. Am strâns așa în bancă. Și a doua jumătate te-ai gândit cum o să te joci. Nu ți-a fost mintea la lecție nici o clipă. Dar așa am fost. Niciodată n-am închis ochii. M-am uitat la el. M-a cam șocat atunci cum a putut el citi prin mine că așa și fost. Prima jumătate m-am gândit la cum ne-am jucat și cum am întrerupt și a doua jumătate la cum o să... Sigur că asculta înseamnă și a împlini și de obicei când ne rugăm să Doamne ascultă rugăciunea, înțelesul este să Doamne împlinește-ne, dă-ne un răspuns. Dar să știți că dacă citim și celelalte paragrafe din capitolul 3, din 2, din 3 și din 4, aici cuvântul cu privire la ascultare are efectiv și înțelesul de a auzi cu intenția de a da curs la ceea ce auzi, a acorda atenție la ceea ce ți se spune și a aplica ceea ce ți se spune și ceea ce auzi. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Ascultare, vorbire și mânie. Și cum să ne raportăm la ascultare, cum să ne raportăm la vorbire și cum să ne raportăm la mânie, atunci când situația o impune și ne trezim că ne mâniem și mai o dăm noi cu mânia sfântă. Mânia nu prea e sfântă. 99,99 nu e sfântă. Căci în mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă stau să mă gândesc la mine și tu la tine, de câte ori când ne-am mâniat, ne-am enervat, ne-am iritat, a produs sfințenie. Poate că să se mâniem pe greșelile noastre sau pe păcatele noastre, e adevărat, dacă vrem să fim foarte așa. Dar de cele mai multe ori, starea de tulburare, de mânie, n-a generat neprihănire. Când e vorba, deci, de ascultare, îndemnul este foarte clar și direct, grabnic, cu viteză, să aveți un ignition foarte bun, o accelerație foarte bună, să călcați pedala când e vorba de ascultare, când e vorba de vorbire imediat, orice om să fie grabnic la ascultare. Și e interesant cuvântul acesta, orice om, fără nicio excepție, bărbați, femei, tineri, vârstnici, oricine trebuie să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire.
încet la vorbire. Și nu-i vorba de cineva care vorbește încet în sensul că are o tonalitate foarte joasă de îți vine să ador când îl asculți. Nici nu-i vorba de cineva care vorbește foarte rar, de pildă frați și surori, ce bine că suntem în casa Domnului. Nu de asta e vorba. Acest încet la vorbire, cred că are de-a face, în înțelegerea care o am, cu faptul că este cineva care gândește înainte de a vorbi, care cugetă înainte de a vorbi, care nu izbucnește doar încet la vorbire. Ați constatat sau ați văzut că, în general, tinerii, când își cumpără mașină, prima mașină, doua mașină, îi fac tot felul de modificări la mașină, roți mai mari, de pildă. Exact de ce, nu știu, să arate mai bine sau măr mai repede, modificări la carburator, un nou filtru de aer, altfel de bujii. Și am întrebat pe unii dintre ei de ce. Păi să fie mai rapidă, să meargă mai cu viteză, să aibă sprintul mai puternic. Și am spus, eu n-aș face nicio modificare, dacă engineri de la Toyota sau de la BMW au făcut mașina asta așa cum este, eu m-aș încrede în ce au făcut ei, n-aș schimba nimic. Da, să aibă muscle, să aibă așa sprint, să aibă mai mare viteză. N-am întâlnit pe nimeni niciodată, nici în România, nici în America, să zic că mi-am cumpărat o mașină și mașina mea e prea cu viteză. Și mă duc la mecanic și îl rog, Cristi, fă niște modificări mecanice sau electrice, punem un senzor să o faci mai slow, că mașina mea e prea rapidă și cum mă ating pedala, cum zboară. Și te rog frumos, modifică-mi-o puțin, frate Cristi, să fie mai înceată. Nimeni. Toată lumea apreciază accelerația și accelerează viteza. Când e vorba de vorbire însă, Iacov, prin cuvântul lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, ne spune: nu de accelerație aveți nevoie, prea iubiții mei frați. Aveți nevoie de frână. Nu aveți nevoie de viteză, ci aveți nevoie de încetinire. Orice om să fie grabnic la ascultare, dacă e vorba de vorbire, să fie încet. Când vi s-a întâmplat să fi trebuit, să vă fi venit să spuneți cuiva ceva, chiar și păstorului, trebuie să-i spun ceva la fratele Levi, că neapărat trebuie să-i spun. Și să zici, mai și ceva nu-i spun astăzi, duminică, lasă că îi spun duminica viitoare. Și să vă pară rău că nu i-a spus. Fie soțului, soției, colegului, prietenului, vecinului de apartament, că săreau copiii sus și îți venea să dai cu mătura în calorifer. Și a zis, mai stau, nu dau astăzi, lasă, dacă și mâine sar, o să dau sau să-i spun. Și după aceea, dacă nu i-ai spus, ți-a părut rău, rar. Eu cred că de cele mai multe ori ne-a părut rău când ne-am grăbit. Când i-am spus soției ceva, soțului, așa, poate am fost iritat, poate am fost tulburat, poate am avut o zi grea la servici, poate ne-a durut capul, poate a fost trafic, nu știu ce a fost, dar am fost foarte rapid cu accelerație la vorbire și ne-a părut rău de multe ori. Dacă n-am spus, nu-i niciun motiv să ne pară rău. Știți de ce? Pentru că mai este timp să spui. Mai este timp, săptămâna viitoare, luna viitoare, încet la vorbire, cu frână, nu doar cu accelerație. Accelerația să fie la ascultare, iar frâna să fie la vorbire. Când e vorba de mânie, de ură, de aversiune, cuvântul este zăbavnic. E un cuvânt mai vechi. Fratele târziu Ioan, el mai zice câteodată că, în glumă despre sine însuși, când dai mâna cu dânsul, zice Ioan târziu, Ioan zăbavă. A zăbovi înseamnă a acționa sau a reacționa cu întârziere. E un fel de încet mai puternic, mai încet. Dacă e încet, e așa numai că... Dar încet, de nu știu câte ori încet, e zăbavnic. Care parcă nu pornește din loc, nu-și dă drumul. Hai, nu mai zăbovi odată, nu mai zăbovi, dă-ți drumul odată, mișcă-te. Când e vorba de mânie, nu te mai mișca.
La țară, când mergeau la pădure, oamenii după lemne și coborau pe dealuri, așa, pe drumurile acelea forestiere, aveau un lanț, aveau mai multe lanțuri la căruță, lanțuri care legau lemnele, aveau un lanț cu verici mari, așa numit lanț de împiedicat. Și cu lanțul acesta se lega, se băga printre spițile unei roți, ca să meargă carul numai în trei roți. Știți de ce? Ca să meargă cu zăbavă. Să meargă încet, pentru că fiind panta foarte mare, slopul foarte pronunțat și greutatea mare, ar fi împins vitele încât nu l-am mai fi putut opri. Și atunci, în puține situații, gospodarul avea grijă să nu meargă vehiculul, atelajul prea tare. Frați și surori, când e vorba de mânie, de frustrare, de stări din astea, nu-i nevoie să accelerăm, nu-i nevoie, ci e nevoie să temperăm, e nevoie să fim înceți și e nevoie să fim zăbafnici. Înceți! Bă, ce moale e ăsta, ce slow e, ce îngăduit e, da, e un domeniu în care trebuie să fim așa. Recapitulativ, orice om se aplică la toate trei. Grabnic la ascultare, cu accelerație, încet la vorbire, cu frână, zăbavnic, foarte încet, când e vorba de mânie sau de răutate sau de orice iuțime, căci mânia omului nu lucrează ascultare, nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Acum, pentru că e vorba aici de grabnic la ascultare și de încet la vorbire, vreau să închei doar sublinind câteva versete care ni se dau în continuare în epistolă, ca să aplicăm, să zic așa, regula contextului ca la școala dominicală. 26 versetul. Dacă crede cineva că este religios, un bun credincios, un bun baptist, dacă crede cineva că este religios, nu-i nimic rău să crezi asta. Ar fi mai rău să crezi că nu ești. E rău când credem și nu suntem. Ne evaluăm altfel, dar dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Iată cât de importantă este balanța asta între a asculta și a vorbi, între a fi înceți la vorbire și grabnici la ascultare. Iată cât de nevoie este ca să înfrânăm limba. Capitolul 3, 1 și 2 doar, tot capitolul tratează aceeași problemă. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Cum adică? Eu mă aștept că dacă slujesc ca învățător, să primesc o răsplată. Și noi trebuie să privim bine pe cei ce slujesc în biserică ca învățători. Care e de fapt problema aici? Toți greșim în multe feluri. Toți înseamnă că și tu, oricine ai fi. Oricine ai fi tu și tu greșești. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Afirmația e foarte puternică. Dacă o citim, să zicem așa, backward, cine poate să-și controleze vorbirea și limba, poate să-și controleze și tot trupul. Și dacă citim ce urmează, se pare că, într-adevăr, cel mai greu de stăpânit din tot ce avem este limba. Dar ea poate face mari probleme, pentru că asemănată cu cârma aceea, la corăbiile care mânate de vânturi iuți, încârbuite de o cârmă foarte mică. Și un mădular mic poate face mari probleme. Relația aceasta a învățătorilor, că își vom primi o judecată mai aspră, are de a face cu faptul că e una să greșești de la catedră, în exercițiul funcțiunii, ca profesor de matematică, de orice ai fi, și alta este să greșești ca elev. Dacă scot elevul la tablă și zic, uite, rezolvă aici ecuația asta și el greșește, îl corectez sau îl corectează unul din bancă și oricine ar fi acolo, e un elev care a greșit.
și și-a fixat greșeala. Dar ca profesor să greșești și după aceea să nici nu o dregi, să te și încăpăsânezi, și asta e frumos la matematică și în Biblie. Dacă scrii ceva pe tablă și îl mai slab, clasă, ridică mâna și... Domnul profesor, de acolo a spus că așa și nu-i 12, că e 16. Nu zici, taci bă, ce știi tu? Te uiți la tablă și din cauza vitezei, din cauza neatenției, nu știu din ce, ai greșit. Și îi spui băiatului, mulțumesc, iei buretele și ștergi și corectezi. Cât de greu ne este să recunoaștem că greșim. Poate la mulți nu vă este greu, dar câteodată vă este greu și vouă. Și mie mi-e greu, la toți e greu, am vrea să nu greșim. Faptul că vrem să nu greșim e minunat. Dar dacă totuși greșim, trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem în noi înșine, înaintea Domnului, înaintea celor a cărora le-am greșit. Toți greșim în multe feluri. Și apoi uitați în versetul 3 din nou problema aceasta a frânei. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să-i cârmuim la stânga, la dreapta și ca să-i oprim. Nu pui frâul ca să-i faci să meargă mai repede. Pentru asta sunt pintenii la cizme. Limba are nevoie de frâu. Trupul are nevoie de frâu, echivalentul veche a frânei. Nu de accelerație, nu de benzină de mai puternică, de mai mulți octani. Un om credincios, înțelept și religios este un om care este stăpân pe sine, în stare să se stăpânească. Și în Proverbe mi se pare să spune că cel care este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Carnea noastră, firea noastră, sistemul nostru nervos, instinctele noastre, pornirile noastre, n-au nevoie de accelerație, au nevoie de frână. Nu purtați grijă de firea pământească să-i stârniți, poftele are nevoie de frână. Dar dacă eu nu pot să am această punire care aș vrea să o am, asupra limbii, asupra gândurilor, asupra minții, asupra vorbirii, ce-i de făcut? Același lucru ca și cu înțelepciunea. O cerem. Doamne, dăm control, dăm stăpânire, Doamne, dăm cumpătare. Și dacă cerem, să nu cerem cu îndoială, ne avertizează Iacov, că cine cere cu îndoială, nu primește. Era pe vremuri în România un catren cu niște oameni care ziceau că vor să-și găsească de lucru, dar nu vreau să muncească. Și melodia suna cam așa, hai la muncă să muncim, Doamne, dă să nu găsim. Doamne, să ne mai multă răbdare, dar de fapt noi nu chiar vrem. Ma? Doamne, știi, noi ți-o cerem, nu chiar da. Sau știi, cine cere cu îndoială. Cu îndoială. Și mai spune Iacov, și e foarte important și cu asta vreau să ne oprim, pentru că cereți și nu primiți. Cereți cu gând, cu gând rău și cu gând să risipiți. Dar oricând vom cere ceva după voia Domnului, Doamne, dă-ne control, dă-ne frână, dă-ne înțelepciune, dă-ne lumină. Pentru situații concrete, pentru că oricât am fi noi de versați și am ști de multe, viața ne confruntă cu tot felul de situații în care n-am mai fost. Are fratele Cristi Necula pe un CD o cântare, învață-mă să știu cum tu voiești să fiu. Când să vorbesc și când să tac, ca voia ta să o fac. E ceea ce Iacov ne învață și ne oprim aici, fără să spunem amin în sensul că așa să fie, dar nu în sensul de sfârșit, fie să mai privim în această epistolă și din când în când să revenim la ea, ca la manualul nostru de practică și de trăire. Amin. Haideți să cântăm o cântare în timpul care ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Fratele Cristi Giurea va purta colecta. Cântarea de la numărul 262. 262. Lasă-mi cumpăna gândirii înainte de a vorbi.
să-mi cumpăna gândirii, mai înainte de a vorbi. Și puterea stăpânirii, adevăr să pot rosti. Știu că ție-ți voi da seama pentru orice ce am spus. Și mă umple, Doamne, teama că o sunt de voi. Compănită din Scriptură.